Partidul Democrat este controlat de o singură persoană și lucrul ăsta este absolut evident, chiar dacă persoana în cauză și adevărat că se retrage din viața politică, din funcțiile de partid. Pentru noi, liberal-democrații, această situație a devenit de, cum să zic, intolerabilă. Nu mai putem tolera această situație. Bine, ea era clară și mai înainte, în perioada cât negociam, dar acum, în mod special, când am spus că noi putem guverna și altfel, putem guverna cu mâinile dezlegate, putem guverna conform legii cu privire la Guvernul Constituției Republicii Moldova și nu neapărat a directivelor care urmează a fi decise neapărat la Consiliul Alianței. Probabil, în aceste condiții, democrații și-au simțit pozițiile care le-au cucerit cu atâta muncă, amenințate. Și au decis să procedeze la demisia guvernului. Dar, până la urmă, noi am acționat atunci în spiritul asumării unei responsabilități.